Bună, dragilor! Astăzi avem multe invitate, toate la fel de drăguțe, Delia Pătrașcu, groomer foarte bun și medic veterinar, dar doar groomer în activitate, de la Minimi Pet Salon and Spa. E un salon spa pentru căței mici în principiu, dar nu numai. Bine ai venit, Delia! Mulțumim pentru invitație! Mulțumim că ne-ai onorat invitația, o să taie. Sau nu o să taie, putem să o lăsăm așa. Exact. Mulțumesc mult pentru invitație. Cu mare drag. Deci avem așa, Delia, Dobby, Iubi și există și Sara, care nu e acum aici și care este un foarte frumos caniș standard, nu? Da. Cum a ajuns gașca asta de domnișoare în viața ta? În curând va fi și Sofia. A, tot fetiță. Tot fetiță. Bun. Da. Printr-o conjunctură a vieții, niciuna din ele n-a fost planificată. Și nici cumpărată. Și nici cumpărată. Da, și tu ai mulți câini adoptați ca și mine. Primul câine, Maia, a fost adoptată dintr-un adăpost. Eram în practică în anul 2 la facultate. Și ne-au dus într-o vară la cel mai mare adăpost din Europa. Care unde? Undeva pe lângă Pitești, undeva la 2500 de câini. E un adăpost privat. Și acolo am luat-o pe Maia. La ceva timp după m-am întâlnit cu fostul soț. Așa? Am avut împreună o canisă. Apoi au intrat în viața mea Gegrasăli, printr-o altă conjunctură. Și așa a apărut Iubi, care are 12 ani? 13 aproape, da. Ia, vreau și eu secretul tinereții. Ia uite-o cum arată, zici că are 4 ani. Nu. Ce mănâncă? Bobițe. A fost o perioadă și pe carne, dar stilul de viață nu prea ne permite să adoptăm această variantă, așa că stăm pe bobițe. Am înțeles. Ce bobițe? Că astea puteți să le vindeți la saloanele de frumusețare. Da, Iubi, arăți foarte bine. Mulțumim. Nu trebuie nicio operație estetică. Și Dobby? Și Dobby... Hai să spunem mai întâi ce este, pentru că e o rasă foarte rară la noi. Ea este un xolo sau un câine mexican fără păr. Ea e de fapt un metis. Teticul ei a fost chihuahua, doar că ea arată foarte bine axolo. A preluat doar partea mamei. Inițial ar fi trebuit să ajungă la altcineva, lucram cu fostul meu coleg și el o adoptase ca să o facă cadou. Doar că ea s-a atașat de mine, eu de ea și așa a început este lipită, povestea practic. Noastră. Mie îmi place moda asta de toamnă-iarnă, la domnișoara. A fost foarte amuzant pentru că a stat cu noi în salon vreo lună de zile. Timp în care el se tot gândea să o facă cadou în continuare sau să o păstreze el. Și ea făcea tot ce putea ca să le enerveze și ca să-l scoată din pepen. Pipi peste tot, caca peste tot. O luam eu o seară acasă, unde îi mutam pedul, acolo făcea. Unde îi mutam castronul, acolo deci, se practic, ducea. Deci, practic, Dobby te-a ales. Da. A zis, a insistat, eu am văzut-o, e insistent așa, dacă vrea ceva foarte hotărâtă. Ea foarte ambițioasă. Exact, e foarte ambițioasă, dar știi, câinii seamănă cu stăpânii de obicei. A insistat că ea vrea să fii tu stăpânul ei. Super! Apropo de ambiție, tu ești de fapt medic veterinar. Aproape medic veterinar, pentru că nu am terminat. Da, bun. Ai putea să fii medic veterinar. Nu, eu te-am văzut în acțiune și par să știi foarte multe lucruri despre partea asta de medicină. Cum ai ajuns la grooming? Am avut norocul să lucrez într-unele din cele mai mari cabinete din București și am avut de a face cu foarte mulți specialiști și chiar m-a ajutat treaba asta. Și la un moment dat, ca în orice cabinet se practică și treaba asta cu tunsul cățeilor, trebuia cineva să suplinească și postul ăsta și așa am început cu tunsul. Dacă bate vântul, ne punem gluguță. Și ai învățat, practic, deci, din mers, nu? Adică... Da, și după aia mi-am dat seama că e mai mult de atun de a băga mașina în câine, a băga foarfeca, trebuie să ai multe cunoștințe și nu se rezumă doar la tune un câine zero. Deci, practic, trebuie să ai cunoștințe și de medicină, și de fiziologie, și cam de multe.
psihologie canină. Umană, când vine omul cu niște pretenții care nu sunt foarte potrivite pentru câine. Apropo de asta, uite că foarte mulți oameni își tund câinii ca să nu le fie cald. E corect? Nu. Așa știu și eu, dar să întreb specialistul. E greșită înțeleasă partea asta cu tunsul. De multe ori când spui tuns, te gândești la tuns zero. Dar tuns înseamnă ajusta pe aici pe acolo, organizare de fapt a blăniței. Sunt foarte multe rase care nu se tund, de fapt foarte puține care se tund. Asta e important de știut, pentru că din nou oamenii vor să tundă orice câine. Am avut oameni care voiau să-și tundă ciobănescul german și asta mi se pare aberant, dar eu nu pot să argumentez ca un specialist de ce ar fi aberant să tunzi un ciobănesc german, dar tu poți. Din păcate, mulți își iau rase doar după poză, li se pare lor amuzant sau simpatic, cum a fost în cazul pomeranienilor. Mulți au luat această rasă în urma pozei cu cățelușul Bu, care era tuns scurt, doar că el avea o problemă medicală, pe el de fapt îl chema Bu, de ei s-a ajuns la tunsoarea Bu și tot așa. Adică mulți veneau cu poza și îmi spuneau în față, eu de-aia mi-am cumpărat câinele ăsta, să-l tund așa. Și avea un șoc. Mulți nu înțeleg că lor nu le mai crește părul după tundere. Deci vorbim de pomeranieni sau de mai multe rase în general? În general, rasele cu blană dublă. Pomeranian, husky, malamut, samoyed. Acolo apare imediat alopecia. Carpatin, ciobănesc german. Ce e aia blană dublă? Câina căror blană este formată din două tipuri de păr. Un supăr care ține de cald iarna. Și un păr primar care acoperă părul secundar, acel supăr. Și care de fapt face reglarea termică și atunci câinile are nevoie de părul ăla și vara, pentru că practic asta îl protejează de căldură. De tot ce înseamnă raze UV, căldură, iarna de frig, tot ce înseamnă factor extern care ar putea să dăuneze organismul. Deci câinii cu păr lung nu se tund, practic. Pe scurt, inclusiv pomeranienii la care se face greșeala asta am văzut de foarte multe ori și am înțeles de la tine că lor nu le mai crește blana sau le crește o blană de proastă calitate? Totul începe progresiv, tunzi odată, crește părul, tunzi a doua oară, începe să crească părul primar pe aici pe acolo, să vezi fire mai lungi decât acel supăr care începe să-i crească pe tot părul și practic vezi foarte clar cât s-a tuns data trecută. Dacă tai în continuare, deja acele fire se împuținează și rămâne undeva cam atât. De obicei, cam asta e lungimea pe care și-o doresc pe corp, ca să arate Bu. Și, practic, rămâne doar acel supăr, care sufocă părul primar. Părul primar nu mai crește și, la un moment dat, începe să cadă și acel supăr. Deci, tundem cățelul ca să nu-i mai fie cald, e o legendă. Da. E foarte des întâlnită. Ce putem să facem, totuși, cu căței aceștia cu părul lung? Trebuie aduși foarte, foarte des, adică însemnând undeva la o dată pe lună, să zic, ca să fie gestionabilă situația, la un salon, ca să fie îmbăiați, descurcați și năpârliți corespunzător. Vorbim de pomeranieni. Vorbim de orice câine. Orice câine, ok. Câinii de curte, de exemplu. Eu când mi-am luat primul ciobănesc german, medicul la care mergeam și în care am și mare încredere, mi-a zis că l-am întrebat dacă trebuie, el stând numai în curte, cățelul, nu medicul, l-am întrebat dacă trebuie cât de des să-l spăl. Și mi-a zis că din punctul lui de vedere pot să nu-l spăl deloc, decât dacă, nu știu, se bagă în ceva care nu poate fi curățat altfel, pentru că cumva blana aia se curăță singură. Câinii de curte, de talie mare, cu blană lungă, medie, așa, ar trebui spălați și dacă da, cât de des? Vorbim de spălatul acasă, nu neapărat de spălatul la salon. Eu am o vorbă, dacă nu știi ce să faci, mai bine nu faci. Câinele e un animal foarte inteligent și când mulți întreabă, da, bine, el în sălbăticie ce făcea? Păi se descurca, se mai tăvălea în nămol, se mai freca de scoarța unui copac. Deci găsea soluții ca să se mențină și curat și fără paraziți, să-și lase și părul mort să cadă de pe el. Deci cumva ei se descurcă. Deci
practic. Nu vorbim de situațiile extreme în care îl ții legat într-un lanț, n-are ce să mănânce, n-are ce să bea și... Bine, nu, oamenii deci nici nu se gândesc de... să-și spele câinele. Da, exact. Deci vorbim de situațiile normale. Stăpânii responsabili. Ok. Cei de curte sunt spălați, nu spălați, mă rog, cam fiecare face într-un fel. Cei care stau în apartament, nu știu, am un golden retriever și ies cu el în parc în fiecare zi, dar stau cu el în apartament. Un ciobănesc australian se murdărește și evident nu are activitatea aia de curte ca să se curețe singur. Așa, vin cu el în casă, va trebui să îl mai spăl. Cât de des se spală căței de genul ăsta ca să fie ok? De câte ori e nevoie, cu condiția să fie folosite produse profesionale, să fie folosit neapărat un balsam sau o mască. Și cam asta. Adică dacă vreau să-i spăl acasă... Că dacă doarme în pat cu tine pe pernă, mi se pare normal să-l speli dacă e nevoie săptămânal. Am înțeles. Ok, deci nu le afectează blana în vreun fel sau așa, nu spălatul, ci produsele care sunt folosite pot să le afecteze blana. Și felul acolo în care o faci. Nu speli niciodată în răspăr. Nu perii în răspăr. Pentru că soliciți firul de păr. Răspăr înseamnă invers. Invers creșterii lui normale. Pentru că el practic are o creștere tocmai ca să îmbrace corpul și să stea ca o armură împotriva factorilor externe. Uh-huh. În momentul în care tu dai totul în răspăr, se creează un spațiu între firul de păr și piele și poți să bagi acolo mizerii. Toată murdăria de pe corp, practic, intră acolo și încep să apară bubițe, scărpinat, lins. Am înțeles. Deci totul se face în sensul creșterii părului, cu blândețe, masaj ușor, în timp ce îl șamponezi, clătești, aplici un balsam și o mască ca să sigilezi toată pielea și să hidratezi tot ce s-a dus la baie, la apă. Pare complicat. Pare, dar nu e. Practic, un șampon degresezi. Trebuie să vii cu acel balsam sau mască ca să înlocuiești și să hidratezi la loc. E ca și cum ne-am spălat noi pe mâini sau am spălat vase tot timpul și ne rămân mâinile uscate. Normal, te mănâncă, se roade. Trebuie să le ieși cu cremă. Da. Mai avem, mai e o situație cu care mă întâlnesc des, cu puii care vin de la canise sau, nu știu, sunt găsiți pe străzi sau așa și sunt foarte mici. Există o limită de la ce vârstă poți să speli un pui? Teoretic, după ce știm la schema de vaccinare, ar trebui scos din casă ca să îl duci undeva și să-l obișnuiești cu aceste manopere. Dar atâta timp cât stă în casă, poți să-l speli fără probleme. Ei se murdăresc, fac pipi, caca, se mai murdăresc de mâncare. Deci poți să spăl un pui de, nu știu, 8 săptămâni. Da. Totul este să-l usuși bine, să nu stea în curent, să nu fie niciun factor care ar putea să ducă la așa-i sarăceală. Am înțeles. Bun. Plus că îl ajută. Că cu cât încep mai devreme aceste manopere, la spălat și atunci... Deci totul e recomandat să se facă cât mai devreme posibil. Da. Și cât mai constant, practic, ca orice factor. Da, la câine așa funcționează, consecvent, și desensibilizarea se face într-un mod prietenos de mic, adică nu băgăm câinele acolo, îi turnăm ampul cap și îl chinuim să-l luăm din prima. Și te aștept să-i placă. Să-l luăm din prima, așa, pe... Adică trebuie să fie pe pozitiv, dar trebuie obișnuit de mic, da, la fel cum trebuie obișnuit și socializat și dus cu mașina și expus treptat la stimuli. Sunt lucruri de care are nevoie tot timpul vieții și e normal să fie obișnuit și să chiar să ajungă să-i placă. Da, adică am câini care vin la salon și să zic că n-au venit chiar la frecvența la care veneau la un moment dat și se vede că le place, adică se relaxează. Adică și pisicile la fel. E chiar spa. Asta cu pisicile, o să facem aici o paranteză de la câini, să vorbim un pic despre pisici, deși nu avem ca tematică pisicile, dar tu ai, sunt pisici care vin la spa. De ce ar veni o pisică la salon și așa mai departe? Adică mie nu mi-a trecut prin cap că s-ar aplica serviciul ăsta, nu de alta, dar știm cu toții că pisicile nu suportă să le speli. Asta e un mit. Mie îmi plac să demontez mituri, este hobby-ul meu. La fel și cu pisica, n-are nevoie de baie, se spală singură. Da, se spală singură, dar sunt și cazuri în care nu se spală
Și tot parola mort, pisicile au în limba aspră, prin tot linsul acela ajung să-și înghită din păr. După care vomită pe canapea, așa am pățit la seară. Vomită sau dacă nu-l vomită, se acumulează în stomac sau în intestine, se tot acumulează, se formează acele bezoare care pot chiar să se pietrifice și să ajungă la operație. Astea, mă rog, sunt cazurile extreme, dar na, nu e deloc plăcut. Și atunci aducem o pisică la salon ca să eliminăm acest păr pe care ea să nu-l mai înghită? Da, și pe care l-ar lăsa pe canapea, pe haine. Mai ales la rasele, mă gândesc, cu păr lung. Da. E recomandat. Deși din noi avem un metis de norvegiană de pădure care are un păr atâta și o românească, să zic așa, o pisică calico. Aia mie mi se pare că lasă mai mult păr decât motanul care are părul atâta. Părul păi și creșterea părului diferă de la o, să spunem, o lungime la cealaltă. Părul scurt de obicei are un ciclu de viață undeva la 21 de zile. Și de-aia și câinii și pisicile cu păr scurt pare că lasă tot timpul. Mai mult. Da. Da, uite, asta e diferența între Golden și Labrador. Mă mai întreabă oamenii dacă să-și ia Golden sau Labrador, zic că ar opta să aduce spre Labrador din cauza părului mai scurt. Și le spun că, de fapt, Labradorul lasă mie, mai mi se mult pare, păr, că da. Vorba aceea mi-au trecut pe mână sute, lasă mult mai mult păr decât da, Golden. Nu ți se pare. Are deci un ciclu de viață mult mai scurt și automat trebuie să cadă. Dar pentru că, iar, natura e inteligentă, nu putea să rămână câinile chel. Și părul se așează pe straturi și în același timp crește constant. Că ne ia vântul, ține-te bine, Dobie. Crește constant și cel nou înaintează peste cel vechi și practic când cel vechi moare, cade. Și la cei și cu păr lung asta se nu, are un ciclu de creștere mult mai redus. În concluzie, câinii cu păr lung lasă mai puțin păr. Asta e foarte interesant de știut. La Iubi i-a căzut o creangă în cap. Noroc că era mai mică decât ea. Eu zic să vii aici că ești mai în siguranță. Domnișoară. Mai interesant ce, da, ce da, e pe da, lângă. Nu avem treabă pe aici prin jur. Despre tuns. Ok, câinii cu păr lung nu se tund, doar se aranjează, se ajustează, se întrețin, depinde și de rasă, ce tunsor, că, pentru că fiecare rasă are specificul ei despre cum să arate și cum să arate care estetic. Care acest arătat are o legătură cu partea de sănătate, mă gândesc. Adică, și da și nu. Uite, de exemplu, la pudeli. La pudelii, din ce știu eu, pudelii sunt tunși, ăștia de show cel puțin, într-un mod care pare foarte necăinesc, ca să zic așa, adică pare foarte elegant pentru un câine. Dar eu știu că acolo e un istoric în spate, adică pudelii erau care făceau aport din apă, erau tunși așa tocmai ca să li se protejeze părțile părțile esențiale, părțile esențiale da. De frig și să lăsa blana aia mai mare, dar se scotea excesul de blană tocmai ca să n-atârne foarte mult în apă. Da, și ei să poată să iasă cu ușurință din apă. Deci s-a ajuns la tunsoarea asta datorită unei necesități, adică n-a nebunit cineva brusc și a zis da. Că facem pudelii să arate așa. De fapt, pudelii au nevoie să arate așa dacă își fac treaba pentru care inițial au fost făcuți, că acum nu cred că se mai vremuri, face. Ca să zic așa, lucrurile erau puțin mai logice decât acum. Acum începe să se meargă foarte mult pe partea estetică și nu se mai ține cont de sănătate și utilitate și se ține cont de frumos și atât. Da, până la urmă ne luăm din mediu, informația din mediu 80% prin ochi și atunci trebuie să ne arate bine. Și bine, bine, frumosul ăsta e foarte subiectiv al de felul lui. De exemplu, mie mi se pare foarte frumoasă Dobby cu această hăinuță de dinozaur. La ce câini ai recomandat tu tunsul în mod constant? Bișon, pudel, rasele cu păr lung. O ajustare se rasele poate cu face. Păr lung, dar nu cu păr dublu, ca să facem diferența față de cei de care am vorbit mai devreme. În primul rând, trebuie să știi ce tip de păr are câinele pe care l-ai. Pentru că fiecare rasă sau tip de păr are particularitățile ei și implicit modul de îngrijire diferă. Sunt rasele cu păr aspru de vânătoare care au nevoie de așa zisul smuls al părului. Cum e la tecăl. Da, tecălul, jegrasălul, fox, merdăl.
Și lor ce li se face? Practic li se smulge un strat de păr. Pare foarte plăcut. Da. Chiar este. A, le place? Chiar da, este foarte plăcut. Deci nu se tund. Se face procedura asta, cum se cheamă? Stripping. Stripping, da. Asta. Sună foarte dureros când spui li se smulge părul, dar nu e deloc. Părul acela este mort. Am înțeles, deci pe ei nu-i doare. Nu-i doare absolut nimic. Se scoate practic cu totul. E o năpârlire forțată, mecanică. Mecanică, da. Am înțeles. În mod normal, dacă ar fi mers la vânătoare, părul ar fi rămas prin tufișuri, prin vizuinele pe unde se bagă. Am înțeles. El inițial era ca rol de protecție pentru activitatea pe care ei o desfășurau. Și pe care unii o mai desfășoară, din păcate, prea puțin, pentru că mai nou câinii de vânătoare stau pe canapea în loc să-și facă treaba. Din păcate, da. Și strică, distrug și fac tâmpenii, că energia aia trebuie să ducă undeva și uneori se duce în canapea sub formă, la propriu se duce în canapea, adică se intră prin canapea. Da, pentru că mulți nu se interesează până la capăt ce implică o rasă. Da, nu, se iau câinii, se iau. E frumos și exclusiv atât. Pe cum arată, da. Da, nu, și nu trăiești, asta tot spun și eu tot timpul, nu trăiești în casă, trăiești cu caracterul, temperamentul câinelui, nu trăiești cu aspectul că la... Da, și de aici apar probleme de comportament, probleme medicale chiar, din această proastă gestionare a unui temperament. Da, uite... Sau a unei necesități, de fapt. Da, că câinele ăla e creat să facă ceva și noi l-am și lăsat fără face. Scop. Atunci este pierdut. E ca și cum ai băga pe mine în bucătărie să fac toată ziua mâncare. Depresia e puțin spus pe lângă ce aș păți cu dacă mai face pe mine bucătăreasă. Bine, depresia mea și enterocolita celor care mănâncă. La salon, din experiențele tale, cu ce legende te întâlnești și prejudecăți te întâlnești cel mai des? Adică cu ce îți vin oamenii ca idei și tu le spui, domnule, nu e bine așa? Moare de cal din cauza părului. Vrea să tundă pisica. Indiferent ce se întâmplă, vrea să tundă pisica. Dar pisicile nu se tund? Nu este deloc recomandat. Am înțeles. Nici cele cu păr lung? Nu. La ele chiar mai... Mai mult decât la un câine este mai dureroasă problema, ca să zic așa, pentru că în părul lor există niște fire senzoriale care comunică direct cu sistemul nervos și practic pisica rămâne așa dezgolită în fața tuturor factorilor și tuturor stimulilor, pentru că pisica încă este un animal sălbatic. Da. Exceptând anumite rase. Exceptând anumite rase, pisica încă este un animal sălbatic. Deci, practic, tu dacă dai o pisică pe stradă, ea cam în 2 săptămâni este sălbatică la loc. Serios? Cam asta. Asta nu știam. Da. Exceptând anumite rase, repet. De la câini la pisici. Am ajuns la pisici și mi se pare important pentru toată lumea. Foarte mulți oameni au pisici. Vorbeam de tunsul pisicilor. Dacă o pisică lasă păr, că lasă păr, oamenii se gândesc că aș putea să o tund. Înțeleg că nu e o idee bună. Din păcate, nu. Ce putem să facem ca să mai diminuăm din problema asta cu părul? Adusă la salon și făcută baie. Baie și prin uscat, pentru că noi avem produse profi și cu o altă putere decât uscătoarele casnice, putem să eliminăm părul mult mai ușor. Părul pe care, în mod normal, l-ar lăsa în casă. Pe pisică nu o stresează procedura asta? Dacă e învățată de mică, nu. Plus că acum există tot felul de protecții care se pun pe cap și pentru câini și pentru pisici. Practic tot zgomotul și tot aerul pe care l-ar simți pe la urechi nu-l mai simt. Și oricum înțeleg că, de fapt, asta e mai puțin traumatizant decât să o tunzi și să o expui tuturor stimulilor în fundul gol, ca să zic așa. Da, pisicile sunt deosebite. Uite, pe noi ne întreabă multă lume dacă nu facem cazare și pentru pisici, inclusiv la pensiunea nouă pe care vrem să o facem la Grădiștea.
Și eu tot spun, dom'le, noi nu ne pricepem la pisici, adică eu câinile îl înțeleg bine și știu ce are nevoie și atunci pot să-i ofer un loc unde se simtă bine. La pisici nu mă pricep și pe lângă asta eu am văzut, o singură dată am dus pisicile de acasă când am avut ceva de făcut și le-am dus la apartament la Dan și când s-au întors nu ne mai cunoșteau. Nu cunoșteau locul, adică a fost o perioadă, două zile au fost complet năuce și mi se pare că spre spre de câine pe care dacă îl duci, mai ales să-l integrezi într-o haită și dai un mediu natural, o pisică să-i schimb locul și după aia iar să-i schimb locul, e mie, foarte teritorială. Psihologic, da, mi se pare o dublă, nu știu că neapărat traumă din nou, pentru că psihologia pisicilor nu o cunosc, dar cumva dai, chiar este o dai traumă, peste cap. Că dacă lipsești undeva la un 4 zile maxim de acasă, este ok să stea singură. Da, așa mi se pare și mie, le lăsăm de toate ce au nevoie. Ce mai mult. Atunci, da, te gândești, are cine să vină la ea, dacă nu, atunci cauți un loc de cazare. Da, mie mi se pare o soluție tot, mai sunt bun. Total diferite față de câini. Da, speline, față de canide, e cu totul, da. Cu totul altceva și cu totul altceva față de primatele care suntem noi. Zi-mi să ne întoarcem la domnișoara aici de față, domnișoara dinozaur. E un cățel fără păr. La ce folosește? Eu la tine am văzut prima oară, știam că există, dar la tine am văzut prima oară rasa asta. Cum a fost gândită rasa asta? La ce folosește? Măi, ea este o rasă primitivă. Culmea. Deci da. Acesta a fost, deci nu un a fost creată de nimeni. A rămas fără păr. Ceva de genul, da, așa s-ar putea traduce. Așa adică vrei să spui că o rasă care n-a fost selectată, nu. S-a format singură. Nu. Da. Asta e foarte interesant. În mitologia mexicană, astecă, maiașă, deci toată zona aceea, ei sunt considerați câini sacri. Au fost ajutor de nădejde al zeului lor. Practic însoțeau sufletele oamenilor prin undeva la 9 iaduri. Încă nu sunt puși de acord câte. Majoritatea surselor susțin că 9. Și te conduceau prin acele iaduri în siguranță ca să ajungi la punctul final unde trebuia să ajungi tu ca suflet. Ia uite, vezi, la noi la creștini n-avem ghiz de ăștia. Și de asta de multe ori erau sacrificați în momentul în care stăpânul lor murea, era sacrificat și câinele. În cazul celor care nu aveau câine, se alegea unul, așa zis, mai danez. Mă rog, fără stăpân. A, da, ce obiceiuri. Pe ea nu o sacrifică nimeni. E un câine, eu știam pisicile fără păr, care sunt foarte populare, tocmai pentru că nu au păr. Ea ar fi o variantă de ales, ea, rasa ei ar fi o variantă de ales dacă vrei un câine care să nu-ți lase păr? Da, doar că trebuie să știi că nu este atât de simplu nici la ea. Când e frig, este foarte frig, exact cum ai spus și tu, cum am ieșit noi fără chiloți pe stradă. Da. Dar culmea, chiar și la 40 de grade simte nevoia să se... să se înfășoare în pătură. Da, am văzut-o asta. Mă rog, în iad nu e foarte, nu e foarte frig, da. Deci... Am înțeles. Deci este un câine care s-a... o rasă care s-a cumva creat singură, adaptată la clima iadului. Exact. Bun, deci în România, dacă am avea un câine de genul ăsta, e foarte confortabil de punct de vedere al părului, dar pe de altă parte... implică efort ca să-i oferi confortul termic pe care nu-i dă. Plus că trebuie hidratată foarte bine pielea. Dușuri destul de dese, și ca la noi, și cremă. Ulei, cremă. Am înțeles. Deci la ea e. Doar că durează undeva la 5 minute cu tocul șters. Deci, din punctul ăsta de vedere, e foarte, foarte comod. Altfel, ea e un cățel ca ceilalți, adică un da. Cățel de haită, se joacă, cum e cu copiii, de exemplu. Măi, am zis de multe ori că ea ar fi un câine terapeut foarte bun, pentru că efectiv îi plac copiii și este foarte... îmi vine minte înțelegătoare, dar nu e chiar cuvântul care o descrie cel mai bine. Stă efectiv să-i faci tot ce vrei.
nu are nicio problemă. Bine, și copiii sunt fascinați de pielea ei și mulți o ciupesc și o trag așa de piele, ridică pielea și ea nu zice nimic, stă așa și da, pipește. Dar pe de altă parte, cu câinii am văzut-o că e foarte dominantă. Când se pune pata, îi se pune pata. Nu ceartă pe toată lumea, nu se comportă corespunzător. E bună de educatoare, domnișoara. Da. Și de copii și de... Nu, dar cu copiii chiar mă gândeam de câteva ori să merg cu ea la o grădiniță, la ceva, pentru că se vede că îi face plăcere. Noi facem asta. E și copiilor, e important să afle copiii, uite, de exemplu, ce e bine să înveți, cum abordezi un câine. Știu că toți copiii au tendința să se ducă, ori le e frică, ori se duc peste câine așa de sus, de se sperie așa, și chiar vorbeam mai devreme cu cineva, trebuie să înțeleagă copiii că nu abordez câinii la modul ne ducem peste ei, îi luăm în brațe, câinilor nu le place să fie strânși așa. Ne ducem întotdeauna cu mâna de jos, îl lăsăm să miroase și mângâiatul nu ne ducem la fund și punem direct o mână, evident că se sperie și la domnișoara, dacă se sperie cum e, înțelegătoare, s-ar putea să fie ok. Dacă ducem la un câine serios și îl luăm așa de la fund, s-ar putea să... Nu, ea a avut câteva interacționări chiar foarte interesante cu copii foarte mici, care... Sunt la vârsta aia când dau chiotele, nici nu știi de unde a ieșit acel chiot. Și chiar n-a avut nicio treabă. Că mă așteptam măcar să tresară, dar nu. Am înțeles. Jack Russell-ul aproape a dormit, ăștia nu cred că dorm vreodată, de fapt. Jack Russell-ul este un câine, spunem pentru cine nu-i cunoaște, pentru că sunt super mega extra drăguți, este un terier. Și terierul e un câine cu foarte multă energie, cu foarte multă încăpățânare. E un câine despre care eu zic că nu are instinct de conservare, pentru că tocmai terierii sunt creați să se bage într-un loc îngust, să pe sub pământ, prin vizuine, prin așa, să scoată de acolo animalele. Și atunci când tu ești genul care intră așa pe o hârbă pe sub pământ și te bați cu cine așa, trebuie să fii, n-au instinct de conservare. Și atunci oamenii îi iau ca și câine de familie. Dar nu se așteaptă la un câine cu nivelul ăsta de personalitate și de hotărâre. Că dacă e mic, trebuie să fie și drăguț. Acum, e foarte drăguț și mie îmi place Iubi. Iubi și foarte deșteaptă. Și ea educă, e foarte bună la educat căței. Îi pune la punct dacă nu se comportă civilizat. E o femelă alfa de cât are? 4 kg? Da, cam 4 kg are. Așa. Dar la Jack Russell trebuie să ne așteptăm că sunt niște câini cu multă personalitate. Voi două cum vă înțelegeți? Suntem cam pe aceeași lungime de undă, așa, adică Iubi a ajuns deja la vârsta la care știe când trebuie să se impună și de multe ori nu-și mai bate capul și stă așa cu minte, așteaptă, dar și când o irită ceva, imediat ai văzut, hap-hap. Da, da, da. Își spune părerea. Era, acum ceva ani, era foarte mare problemă pentru că, mă rog, ca și la alte rase de vânătoare, se luau câini doar că sunt drăguți. Mulți știu Jack Russell-ul din filmul Masca și... Da, da, în filmul Masca, Jack Russell-ul este extrem de activ și adică acolo e o imagine reală a Jack Russell-ului. Da. Dar vrei așa ceva acasă? Adică ăla care îți sare de nu știu câte ori și ți se urcă pe nu știu unde, adică la, așa o să facă și la tine. Adică... Se pare amuzant și nu se gândesc că poate în viața de zi cu zi nu e atât de amuzant. De 15, 17, 20 de ani de acest comportament nu e tocmai foarte ușor, dacă mai e și doi copii care și aia ți se urcă pe peste tot și... Așa, nu știu. Acum dacă... e un pic mai gestionabilă situația pentru că da, nu s-a mai ținut cont de temperament și de utilitatea rasei și nu mai e destul de greu să găsești linia adevărată de lucru și practic și temperamentul e mai... S-a mai domolit, dar în continuare nu e un câine care să-ți sacă pe canapea non-stop să facă ce zici tu. Că nu poți să te aștepți la asta. E recomandat familiilor cu activitate... Și cu copii, și cu copii, dar cu activitate, da. Niște familiilor active. Că dacă ești la muncă toată ziua și vii seara acasă, ai jumătate de oră liberă și îți dorești un Jack Russell, mai bine pas. Da, eu am o vorbă că mi-a scris cineva la un moment dat și primesc des întrebarea asta. Aș vrea să-mi iau un câine, dar eu stau la serviciu 10 ore, cu drumul 12 ore lipsesc de acasă. Ce câine să-mi iau? Și replica mea de obicei este unul de pluș. Adică la 12 ore, da.
nu mai ai timp să te ocupi de cățelul ăla și atunci nu are rost să-l iei, să-l chinui, te chinui și pe tine. Ia-ți o pisică, uite, de exemplu, pisica doarme pisica, da, cele 12 chiar, ore, o se bucure când vine. Chiar mai mult de 12 ore. Da, 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 e mult mai potrivit. Și, sau, uite, varianta de, dar am curte. Ok, da, curtea, chiar dacă e mitul ăsta că am curte și atunci numai câinele e foarte fericit acolo. Păi, ăla, la un moment dat se plictisește de... Se întâmplă același lucru, e același spațiu, trebuie să socializeze. Noi de multe ori nu ne gândim, pentru că avem o viață super ocupată. Cu telefoane, cu copii, cu job, cu ce face mama, ce face tata. Adică avem multe pe cap și multe activități, dar ei doar stau. Stau și ne așteaptă. Da, și, și se plictisesc și fac ne gropi. Plângem că ajungem acasă și câinele ei, dăm ceva să fac. Da. Am stat cu mintea toată ziua, dăm ceva să fac. Și noi am venit obosiți. Da. Noi am venit obosiți, să zici, da, stă în curte. Nu e chiar așa, că și în curte se uită la trei vrăbiuțe, mai latră la gard un pic, dar și cam atât. Și sunt aceleași mirosuri. Și, da, câinele are nevoie pentru dezvoltarea lui psihică, are nevoie de partea asta de mirosit și de interacționat și de cunoscut. Și noi de multe ori, chiar și când nu facem nimic, tot facem ceva. Adică ne uităm la televizor sau... Da, el nu el face nu. Nimic când el nu face nimic. Nimic. Da, și asta trebuie să înțeleagă oamenii, că nu putem să lăsăm cățelul să nu facă nimic și să ne așteptăm după aia să fie cu minte și curtea și casa să fie integre și noi să nu trebuiască să facem niciun efort să ne lase în pace. Deci da, când luăm un câine, e pe principiu cât timp am eu de dedicat pentru acestui activități. Câine. Da, care activitățile pot fi de orice fel, dar iar cu cât e câinele rasă mai temperament, mai energic, cu atâta trebuie să calculăm, adică na, pe principiu dacă ții un câine de apartament, eu de obicei îmi le recomand bulldog englez, nu francez, că ăla e atomic. Uite, bișonii sunt ok, au nevoie de socializare, mișcare și așa, dar nu e un nivel de la, ca la Jack Russell. Pomeranianul, iar un câine foarte bun de așa, trebuie să iei niște câini cu un nivel de energie mai... Trebuie scăzut. De fapt să te interesezi la originea rasa aia de ce există, ce face ea de fel. Tot ce înseamnă câine de companie poate fi luat câine de companie în fiind pudeli, dar și pudelii sunt foarte energici. Da. Bișonii de toate felurile. Uite. Sunt gestionabili ca și, ca și activitate sau ca și... temperament. Da, dar nu dacă lipsești 12 ore de acasă. Da. Lipsești 12 ore de acasă, din nou, câine de pluș sau pisică. Sau pisică. Bun. Deși și acolo, dacă ai un job solicitant, pisica e activă noapte, deci... Da. Dimineața da, nu mai e atât de amuzant. Mai zboară chestii prin casă. Pisica mea își scoate singură pungi dintr-un sertar perfect închis. Iar cumva își scoate, la un moment dat deschisese două sertare și golise tot și pe la 4 dimineața se aud niște pungi foșnind prin casă. Că le ia și pleacă cu ele în gură, ea le-a vânat, e foarte mulțumită. Da, jucăria preferată a pisticilor sunt de obicei pungile. Și cutiile. Și cutiile. Da. Tot ce înseamnă chestii mici și foșgăitoare. Înainte să... Mi-am adus aminte, scuză-mă că te întreb, mi-am adus aminte de o întâmplare foarte amuzantă când lucram în cabinet. A venit un cuplu cu o pisicuță adoptată. Am făcut fișa, acum o cheamă, mă rog, aleseseră un nume. Și la următoarea vizită, să știți că am schimbat numele ei, pentru că nu îi se potrivea și de fapt am descoperit că îi plac foarte mult pungile și i-am spus punga. Și noi am început tot să râdem și știți că tuturor pisicilor le plac pungile. Adică... Și cum ar fi să le cheme? Da. Uite, am putea, și au fost foarte uimiți că nu știau asta, așa... În loc de rasă europeană, am putea să-i zicem rasa punga. Da. Că toate sunt disperate după pungi. Voiam să te mai întreb despre tine. Dacă n-ai face, ce faci acum? Dacă n-ai fi groomer, n-ai fi făcut facultatea veterinară, e clar că tu ești, la tine, lumea ta se leagă de lumea animalelor, ca și la mine de altfel. Dar dacă n-ai face asta, ce-ai face? Ce-ai fi făcut? La un moment dat îmi doream să fac arte plastice. În fac liceu și facultate, ar fi trebuit să fie arte plastice ca backup. Dar undeva s-a pierdut. Deci când am intrat foarte mult cu animalele, de fapt n-am intrat la Tonița și
și acolo s-a rupt filmul. Am fost atât de supărată încât am zis că nu mai îmi trebuie. Mai târziu, când mi-a trecut supărarea, am reînceput puțin. Am să pictez cutiuțe de bijuterii cu animăluțe, deci tot după aia s-a învârtit în jurul animăluțelor. Acum nu știu ce aș face altceva. Chiar nu știu, nu m-am gândit. Nici eu. De fapt, m-am gândit, tocmai că meseria asta e destul de solicitantă și nu mă văd să pot să fac fizic asta până la bătrânețe. Și mă gândesc de multe ori ce aș face, sau dacă mâine mă rup o mână, sau, mă rog, nu mai pot să tund. Ce aș face? Nu știu. Da. Și eu îmi pun întrebarea asta. Uite, de asta pensiunile mă ajută, pentru că dacă faci doar dresaj, ești dependent complet de starea ta fizică și psihică. Și da, dacă nu te ai pe tine, ai rămas fără materialul de muncă. Da, e cazul și la tine. Știi că pare să speli, să tuzi niște câini, nu pare o chestie foarte grea, dar este... chiar e epuizant, eu am văzut. Chiar este. Mai ales la niște câini mari și de asta, uite, important să știe oamenii, când vii cu un cățel la tuns, la așa, la... încearcă să nu vii cu el după ce nu l-ai tuns. Nu l-ai, nici măcar nu l-ai periat, ai, nu știu, un lup elvețian și nu l-ai periat un an, nu l-ai nimic, nu l-ai spălat, nu l-ai așa și vii, descurcați-vă. Păi aia e o muncă de o zi întreagă, care e stresantă și pentru câine, până la urmă, da, să stea. Și nici rezultatul nu e cel dorit. Și majoritatea văd poze pe internet cu câini din expoziții, care au un alt ritual. Adică câinii ăia fac baie, unii chiar constant, și zilnic. Da. Și li se întreține blana într-un anume fel. Și ei vin cu poze, cu un câine care e uitat undeva mai mult sau mai puțin timp și vrem așa. Se poate. Oricât îmi doresc să iasă ceva, că toți ne dorim să iasă ceva frumos din ce facem. Dar nu merge. Da, nu. Câinii trebuie măcar periați constant. Deci asta e obligatoriu la toată lumea. Bun, deci avem aici o artistă care face artă din căței, chiar e operă de artă, ce faci tu acolo. Mulțumesc. Eu care nu sunt în stare să... de-abia îmi prim mie părul în coadă, adică n-aș putea să fac așa ceva. Mulțumesc mult, Delia. Mulțumesc mult. A fost o plăcere. Pa! Da, s-a culcat. S-au culcat. Am culcat. Mă rog, unii. Bine, mulțumim.